România-Rusia a fost un meci interzis cardiacilor, ratările exasperante ale ambelor echipe au făcut ca golurile marcate să devină adevărate evenimente. România a avut nervii mai tari pe final și s-a impus cu 22-17. Cred că a fost o surpriză extraordinar de mare, după cum discutați și înainte de începerea campionatului european, eram pesimiști în privința evoluției echipei României, dar ne-a demonstrat că România s-a prezentat la acest campionat european cu o altă față, înspre bine, și în meciul prim cu Norvegia a făcut un meci destul de bun. Cu toate că nu am câștigat, s-a evidențiat în primul rând echipa și în totalitate, cu toate că s-a produs multe schimbări în componența echipei. Partida România-Rusia a stabilit și un record negativ. Scorul de 16-14 pentru tricolore a rămas neschimbat timp de 12 minute. Cred că a fost prima dată în cariera mea de antrenor, de profesor, când două echipe nu au putut să-și rezolve fazele de atac timp de 12 minute. Mi se pare enorm de mult la nivelul acesta ca să nu ai soluții tehnico-tactice pentru a rezolva fazele de joc respective. Dar aici eu aș veni cu un amănunt din faptul că cei doi portași, mai ales portărița noastră, Dediu, a făcut un meci senzațional, a închis efectiv poarta și cred că și apărările au fost foarte bune. România este cu un pas și jumătate în faza următoare a competiției. Echipa lui Martin Ambros are nevoie de un rezultat de egalitate în partida cu reprezentativa Croației.